La Timișoara, peste 100 de taximetriști au scotocit aseară un cartier întreg în căutarea doi bărbați care le-au jefuit un coleg. Acesta susține că sub amenințarea pistoalelor și a unui cuțit, doi clienți au furat un telefon, o tabletă și 30 de lei. Polițiștii spun că au deja mai mulți suspecți. Incidentul care a dus la mobilizarea tuturor angajaților celei mai mari firme de taximetrie din Timișoara a avut loc pe o stradă de la marginea orașului. Taximetristul a povestit că luase un client dintr-o stație și că îl ducea într-o comună de lângă, la o adresă indicată de acesta. Mi-a zis că vrea în comuna Giroc, după prietena lui. Am mers, la un moment dat s-a bătut de la drum, a zis stai că am greșit drumul, dumă pe George Pomoț, strada George Pomoț. Când am ajuns pe strada George Pomoț, a venit cel de-al doilea individ cu cagula în cap, crezând că e Halloween, îi duc undeva la un bar, la un club. O scos pistolul și zice, scoate banii, tași din gură. Ca să-l sperie și mai tare, atacatorii au stins farurile mașinii, i-au luat cheia și apoi l-au amenințat din nou. O legat la mână, cu arici din ăla de plastic. Tu insistând să le dau banii, că îmi tai un deget, că mi-au pus scoci la gură să tac din gură să nu fac gălăgie. Au început să scotocească tot din mașină. Omul spune că cei doi i-au furat telefonul, tableta și 30 de lei, atât cât strânsese din încasările de până atunci. I-au rupt apoi stația, le-au legat de mâini și de picioare și au fugit. Bărbatul a reușit să oprească un alt taxi ce trecea prin zonă și după ce a anunțat poliția, și-a chemat colegii în ajutor. Peste 100 de taximetriști au început atunci să scotocească întreaga zonă. Nu e acolo, dacă fugiți în clădirea asta dezafectată, sau glonț încolo s-a dus. I-ați văzut? Eu l-am văzut. O fugim, nu? Că mergea frumos și când am întors să vin după el, că era beznă. O fugit glonț, o fugit. Cazul a fost preluat de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale. Polițiștii spun că este o chestiune de ore până când îi vor prinde pe autorii tâlhăriei.